îmi plac florile. Cred că și vouă vă plac florile. Nu-i așa că vă plac florile? Aveți o floare pe care să o îngrijiți? Eu am. Am plantat-o mică-mică și dacă i-am dat apă, aer, lumină și am hrănit-o cu ce are nevoie ca să trăiască, s-a făcut mare și sănătoasă. Înflorește și are frunze verzi. Așa este și corpul vostru. Este ca o floare. Dacă vreți să fiți sănătoși, să vă simțiți bine, să vă jucați și să nu fiți bolnavi și să creșteți mari, atunci trebuie să îngrijiți corpul vostru. Trebuie să-i dați hrana potrivită, lichide din belșug, aer curat și o mișcare. Hrana potrivită este o alimentație fără chimicale, fără prea multe dulciuri, fără alimente prăjite de la fast food, nu cu ouă și carne de pui crescute cu hormoni, chimicale și antibiotice. Toate aceste alimente să fie din surse curate, fără chimicale și băuturile, vă place Coca-Cola? Floarea se ofilește dacă îi dați să bea prea multă Coca-Cola. Și sucurile dulci vă plac? Nici ele nu sunt bune pentru corpul vostru. Fraged. Apa este cea mai bună băutură. Beți suficientă apă ca să spele corpul vostru la interior. A, da! Faceți mișcare în aer liber? Vă mai jucați afară sau stați ore în șir pe telefon sau tabletă sau televizor? Sper că nu folosiți aceste aparate decât foarte puțin și vă jucați mai mult cu mingea și prietenii voștri afară, la aer curat. Dacă veți face așa, corpul vostru va crește frumos și armonios, fără bolile lumii moderne, fără infarct și fără cancer. Veți fi oameni mari, sănătoși și frumoși. Ați avut vreodată febră? Sigur că ați avut. Știți deja ce rău e să fii bolnav. Nu e fain să fii bolnav, nu-i așa? Atunci să-i dați corpului vostru tot ce e mai bun. Așa cum facem cu o floare pe care o iubim. Să respectați legile naturii pe care Dumnezeu le-a pus în corpurile voastre. Căci Dumnezeu a zis: dacă vei asculta cu luare minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Exod 15:26